la acest pupitru. Atâta timp cât în Constituție rămâne această competență a Parlamentului să se pronunțe asupra unei cereri din partea parchetului, vom avea astfel de situații. Pentru că ieri a fost, după părerea mea, un vot cu un profund caracter emoțional. Probabil generat de discursul domnului Ghiță. Poate generat și de alte motive. Nu știu. Dar de la toate partidele au fost voturi împotriva ridicării imunității.